Cei care s-au născut în semnul gemenilor beneficiază de tranzitul planetei Venus prin semnul lor natal, începând cu 24 aprilie. Pentru ei și numai pentru ei este un moment bun totuși micul benefic își va face față de gemendatoria le va aduce momente bune plăcute, agreabile, ca stare de spirit le va aduce multă mobilitate mentală o minte erisită dispusă să accepte idei, propuneri, sugestii o mare disponibilitate către dialog conversație, schimb de idei sau vorbit de unul singur depinde ce face acela când vorbește de unul singur Ține o cuvântare Dă un interviu, ține o conferință, o prelegere, susține cu argumente o pledoarie la bară, ține o lecție în postură de profesor, discută în diferite formule, mai mult sau mai puțin publice, chestiuni care țin de economie, societate, filozofie, religie sau politică. Este vorba de un context care acestor persoane le poate servi prin versatilitate și adaptabilitate, prin capacitate de a intui imediat o uriașă capacitate de a prinde din zbor ceva impalpabil, de exemplu atmosfera oarecum neplăcută sau ostilă lui la un moment dat a unei adunări, care nu este de acord să spunem cu punctul lui de vedere sau cu întreaga lui persoană dacă luăm în ansamblu activitatea și impresia generală făcută până acum. Va ști imediat să întoarcă lucrurile în favoarea lui sau măcar, sau măcar să atenueze această ostilitate și să transforme o masă de oameni care nu vor să-l asculte, nu vor să-l accepte, care poate că îl și provoacă într-o masă de oameni oarecum docili și care pot să accepte și dialogul, și parte din punctul lui de vedere. Nu este o victorie totală. Poate să fie vorba de o victorie parțială, mai ales în mediile ostile. Planeta Venus le va mai aduce gemenilor mai multă stare de bine, organică, o capacitate de a se reface bine, dar atenție, nu vreau să devin antipatică cu totul. Nu vă bazați pe acele stări de ameliorare, dacă e vorba de o suferință sau de o refacere după ceva, o boală, un accident, o operație, un traumatism. Această planetă, Venus, vă dă pentru moment o stare care ține de natura ei oarecum superficială. Vi se pare că e mai bine, e un pic mai bine și începeți să cedați în ceea ce înseamnă o conduită adecvată și protectivă pentru organism. Un tratament pe care l-ați urmat și pe care brusc îl abandonați. Vi se pare o povară sau uh, sunt tabletele prea amare sau este prea greu să dăm, uh, vă ocupați de o medicație oră de oră. Și, acum, dacă tot vă simțiți bine, uitați tabletele într-un sertar. Și, peste câteva săptămâni, simptomele vor reapărea. Și veți constata că răul organic n-a trecut. Ba chiar s-a întors, și această revenire va fi cu adevărat una, firește, neplăcută. Ca să nu se ajungă aici, este bine să vă bucurați, firește, de faptul că în organism se petrec lucruri bune. Dar este bine să. Înțelegeți și natura lor, că ele nu sunt consolidate. Cum spuneam, sunt superficiale, trecătoare, de moment, și că vă pot entuziasma, dar apoi vă pot pune din nou în situația de a relua un tratament, o terapie, o procedură medicală de la capăt, să continuați ce ați început și, pentru moment, ați cam stricat. Din perspectiva celorlalte tranzite se poate vorbi de un soare care se află în casa a 12 -a, a bolilor lungi și karmice sau cronice. Aici ar trebui să ne abținem săptămâna aceasta, pentru că fiind vorba de boli lungi și karmice, ori deja au început să dea semnale, ori se va petrece peste aproximativ 10 zile, două săptămâni să spunem apogeul. Pentru moment, vorbim de o stare de neliniște, și nu este o trăsătură generală pentru toți cei care s-au născut în Gemeni, doar unii. Și vom vorbi săptămâna viitoare despre categoriile celor vizați de o serie de răbufniri organice ale unor suferințe neștiute, tăcute, mognite, ignorate, care acum încep să dea semne, uneori chiar foarte puternice că sunt prezente în organism, că s-au activat, ori s-au reactivat după perioade lungi. După 5-10 ani în care, de exemplu, o boală era considerată remisă, iată că ea reapare. Din perspectiva distribuției astrale a planetelor pentru săptămâna viitoare, trebuie să vorbim despre o mare autoritate sau un exces de autoritate, mai ales atunci când vorbesc din partea gemenilor. Acestora o să le placă să dea ordine, fac pe șefii, își arogă posturi ca și cum ar fi șef, și acolo unde nu e cazul, cum ar fi între frați, între vecini, între colegi și așa mai departe. Este nu neapărat o dorință de a emancipare, cât o plăcere de a se vedea măcar pentru niște ore în postura de șef. Ce grozave au fost ei. Posibilitatea de a face niște drumuri. La capătul cărora să se confrunte cu cineva și acela să fie tot puternic și tot important, confruntarea între două tendințe umane asemănătoare, cel puțin prin afișarea exterioară. N-aș spune că la capitolul sport de informații, în acest răstimp, au vreun beneficiu. Între 24 aprilie seara și 27 aprilie la prânz luna va tranzita casa a patra, casa a casei și chiar dacă nu au chef, îi va pune în fața unei situații de ordin gospodăresc. Vor trebui să pună ordine, să facă curățenie, să alerge după hârtii și documente, să pună ordine în niște relații de tip chiriaș-proprietar sau ordine în ceea ce înseamnă raportul proprietarului însuși cu statul cu bunul respectiv de natura hârtiilor și aprobărilor, chestiuni administrative, cum spuneam, dar în acest răstimp pentru gemeni se construiește uh, o secvență labilă, foarte șubredă, generatoare de iluzii, nu de îndoială, doar de iluzii, dar și de păcăleală pentru mai târziu. Este vorba de un careu în T cu vârful de scurgere, chiar în gemeni, chiar prin intermediul planetei Venus, care are baza în Fecioară prin Lună și în Pești prin Neptun. Din această perspectivă putem să vorbim despre felul în care unii nativi își pot face iluzii că vor ajunge mari și importanți și încep să și creadă să ia în serios această dorință, ca și cum n-ar fi dorință, ci realitate, și să se poarte ca atare. De aici au o discrepanță între uh, realitate, între intenție și uh, manifestarea concretă. Uh, uneori vor stârni semne de mirare, observații critice, atenționări, se poate merge chiar și până la discuții între patru ochi sau, mă rog, într-un grup, într-un colectiv în care geamănului îi se va impune să revină la normal, cum s-ar zice, să-și cunoască locul, să nu-și depășească statutul, să nu se poarte altfel decât este în această clipă uh, natura lui socială și profesională. Motiv ulterior de criză și nemulțumire, motiv de repliere în situații de compensare, ceea ce s-ar putea petrece chiar și imediat, adică între 27 februarie după amiază și 29 aprilie seara. Mai întâi ar fi vorba de refugiul în tot felul de plăceri prin evaziune, uitare, indiferență, abandon în brațele plăcerii. Uneori brațele plăcerii pot să fie chiar brațe adevărate și atunci să fie vorba de aventuri galante. Nu spun poveste de amor, nu spun emoție și sentimente pentru că nu este cazul, ci e vorba chiar de un soi de frivolitate, de curiozitate cerebrală, cum arată aventura cu o anume persoană, tot felul de dorințe stranii care să îi aducă ceva, un fior de noutate, poate un sport de cunoaștere, mai ales în varianta autocunoașterii. Și o imensă capacitate de a evada, de a evada în lumi și universuri, uneori exotice sau tentante prin noutate, palpitante prin senzațiile pe care le-ar produce. În manual, de foarte multe ori, mai pe scurt, ceea ce v-am spus eu acum, în multe cuvinte, se traduce prin lascivitate prin căderea în păcat de orice fel ar fi, prin abandon moral. Acum puteți să contestați ceea ce spune manualul, puteți să trăiți la fel de bine, asta nu înseamnă că din punct de vedere astral tranzitul nu asta sugerează, dar nu toți oamenii sunt chiar atât de sensibili încât să se modifice, dar vor fi unii, mai ales cei tineri, mai ales cei nematurizați și necristalizați care vor cădea pradă acestei secvențe astrale care nu este deloc slabă. Apoi, în seara zilei de 29 aprilie, luna se va afla în casa a șasea și poate să facă tot felul de lucruri mai proaste în planul sănătății. Să permită proliferarea unor abcese, mai ales dentare. Să permită revenirea în actualitate, a unei infecții care părea eradicată prin tratament cu niște săptămâni sau luni, acum să reapară. Pot să apară tulburări urinare bazate pe infecție, tulburări genitale de cauza endocrină sau tot infecțioasă, o scădere a imunității remarcabilă. Și, în general, o stare proastă psihică cu o uriașă dorință de reechilibrare, de revenire la normalitate, care, de data aceasta, vine de la psihic, pur și simplu, chiar dacă nu are o bază organică reală. Din punctul de vedere al uh, relațiilor de muncă, ceea ce va începe să patroneze luna din uh, 29 aprilie, apoi pe 30 aprilie și spre 1 mai, este de natura nemulțumirii și furiei provocate de relațiile de muncă. Îi enervează un șef, îi supără toți colegii, se întâmplă tot felul de lucruri care nu-i convin, geamănul are impresia că este sacrificat, că este umilit, că se ține cineva de capul lui, etc., etc., Stării subiective și hipertrofiate n-au niciun fel de temei, este vorba doar de o chestiune de porgoliu rănit, de vanitate sau de comoditate care este interzis acum. Nu mai ai voie să chiulești, să pleci mai devreme, să muncești mai puțin, să tragă alții în locul tău. Unii dintre gemeni pot să fie somați, să își schimbe atitudinea față de muncă și să redevină cei care au fost, dacă au fost, serios și maturi și responsabili. Este o trăsătură importantă și ar fi bine dacă măcar un strop, 1% din ce am spus eu, vedeți că începe să se adeverească, să luați în calcul că înseamnă că undeva imaginea este puțin ciobită la locul de muncă.